Meseria de DJ este născută dintr-o pasiune care a trecut într-o meserie. Nu este atât de ușor să fii un DJ, chiar dacă la prima vedere așa pare. Un DJ trebuie să creeze o anumită stare de spirit publicului și să comunice cu el. Invitatul meu de astăzi este un DJ plin de dinamism și perseverență, care atunci când urcă în spatele pupitrului, intră în totalitate în lumea muzicii, iar asta se simte pe tot parcursul serii. Haideți împreună să-l cunoaștem pe August Rei, cel care a acceptat să răspundă la întrebările noastre și să ne povestească cât mai mult despre munca care o face. Salut, Ion! Salut! Îți mulțumesc că ai acceptat să răspunzi la întrebările noastre și vreau să încep cu cariera ta, să te întreb de unde a apărut pasiunea de DJing. De fapt, tangența a fost cu muzica de la început. Am terminat o școală muzicală, acordeonist, după care deci, a fost uitată această meserie. Am lucrat o parte prin birouri, am stat la mese, cum se spune, însă cu DJ-ul am avut tangență foarte des. Deci mergeam des la prietenii mei de prin cluburi, da? Adică cunoșteam deja meseria asta, însă să mă apuc nu m-am gândit. Până într-o zi când am fost la un eveniment și am văzut că DJ-ul de pe atunci, nu știu dacă era DJ, de fapt spune așa, punea muzică de pe un canal de socializare, da? Și eu chiar m-am mirat atunci, chiar se poate de făcut ceva calitativ, adică se poate de lucrat și se poate de câștigat din tema aceasta, da? Și ideea a fost doar ca idee, însă într-o zi m-a sunat un prieten și, cum se spune vorba, am fost aruncat sub tank, mi-a spus, trebuie să mă ajut, trebuie să iei echipamentul, să mergi la un eveniment. Deci, sincer, cu muzica și cu lucru eu cunoșteam, însă am mers la evenimentul acela, nu știam cum să unesc boxa, cum să pun la pupitru, nu știam nimic. Și în acea zi am devenit DJ, pot spun așa, de evenimente. Deci noi acum discutăm de DJ mobil, da? Cu ce te ocupi și cum arată o zi din munca ta? Deci în ziua când avem eveniment, mă trezesc, mă uit peste sarcina tehnică, da, a evenimentului, ce capacități are sala, ce volum, cât este de mult de sonorizat, câte persoane, dacă este nevoie de sonorizat și alt spațiu, da. Mă uit peste sarcina tehnică și încep cu alegerea, de fapt, mai întâi a echipamentului, încărcarea mașină, deja deplasarea la sală, instalarea, pregătirea și începe munca. Suntem practic la un eveniment care durează 9 ore, suntem cel puțin 15 ore la sală. De unde faci rost de echipament? Sau deja te-ai asigurat un pe parcurs? Da, deci am echipamentul propriu, însă iau și închirie. Sunt mulți băieți în Chișinău care au mult echipament și adică pe asta și câștigă, adică îl dau în închirie. Sunteți o echipă mare, și colaborați între voi. Sincer, da, sunt foarte, foarte mulți DJ buni în Chișinău, foarte bravi. Povestește-ne care a fost cea mai mare a ta realizare pe plan profesional și care a fost cea mai mare dezamăgire, dacă a fost ea. Fiecare eveniment este diferit, fiecare are un final fericit, spunem așa, însă pentru mine a fost o realizare când am început să mă sune companiile mari, da, ca să le prestez serviciile DJ pentru anumite festivități corporative a lor, da? Dezamăgirea de fapt trăiesc de vreo 2 ani, de când încerc să fac muzică electronică și sincer nu mi se primește. Am câteva colegi care spun că li s-a primit din anul 5 și am câteva colegi care spun că din prima lună deja a ieșit. Eu încă sunt la capitol de a învăța. De unde afli ultimele noutăți din DJing? Sunt abonat la diferite canale pe Facebook, însă
Sunt niște magazine online din Germania, unde chiar, sincer, acum zilnic deschid și mă uit ce este normal. Apar diferite echipamente. Mă uit cel mai mult ce țin de sonorizare, boxe și console, pupitre, microfoane, cam asta. Ce aptitudini ar trebui să posede un aspirant în acest domeniu? Sincer, la mine au apelat până la moment 5 persoane pentru a-i ajuta ca să fie DJ, însă se ocupă doar o persoană până la moment. De la început, mulți consideră că este suficient doar să cunoști, toată tehnica, echipamentul, să cunoști amixa. Sfatul meu este, dacă consideri că înțelegi muzica, da? Dacă înțelegi muzica și simți piesele, adică un DJ, deci piesa care merge, noi tot timpul suntem pregătiți cu a doua piesă, da? Deja este pregătită, însă ea trebuie să gândită din tip ce ar fi ok ca să fie bună la public, da? Deci dacă tu ai așa capacități ca să nu vii cu un playlist format din 100 de piese și să bagi din 100 de piese una după alta, dacă ești capabil ca să poți alege. Deci noi în ultimul, câteodată se primește că piesa care este pregătită, noi în ultimele 10 secunde simțim că publicul nostru perceapă și suntem nevoiți repede în acele 10 secunde să o schimbăm, adică să o gândim și să o băgăm, adică ceva ok. Adică sunt piese din la latino până la cele lente, adică dacă am pregătit ceva latino, noi vedem că deja publicul e prea obosit, ca exemplu. Și vedem că decât să stea pe loc sau să așeze la mesă, da, mai bine ar dansa un blues sau ceva, da? Deci dacă ai așa capacități ca să simți muzica, atunci eu sucot că poți porni într-o carieră de DJ. Cât e greu este să ții atmosfera la o sărbătoare, să simți publicul așa cum spui tu? Fiindcă, într-adevăr, diferă de la un caz la caz, oamenii, da, sunt diferiți și dispoziția este diferită. O imagine despre muzică la eveniment poți să-ți faci atunci doar din moment ce ai văzut tot publicul, da? Lumea începe să vină, din moment ce ai văzut tot publicul, deja nu poți să spui că ai o imagine 100%, dar deja poți să faci o imaginație, da? Pe parcurs vezi ce stil prinde mai bine la public, da? Și încerci să lucrezi cu acel stil. Cât de deschiși la acel stil. Sincer, DJ e, și asta un sfat pentru cei care aleg de fapt un DJ pentru eveniment, nu le place să facă abuz de lăutărie, deci dacă doriți muzică mai mult populară, muzică autohtonă, luați un muzicant sau band, cum să mai spun, da? Sau muzică vie. Deci dacă doriți un eveniment mai modern, inclusiv și cu un pic de muzică populară, da, atunci e ok un DJ. Spre exemplu, ți-ai programat un set de muzică anumită să răsune ca să satisfaci publicul și la un moment dat vine cineva și îți cere o melodie care este cu totul din altă plăcintă, așa să-i spunem. Ai avut așa cazuri și da, ce faci în astfel de situații? Odată, practic, orice eveniment se întâmplă, măcar odată se întâmplă, dar bine, setul nu pot să spun că îl pregătesc pentru o jumătate de oră, deci eu pregătesc o piesă care ar fi ok după următoare, da? Adică după actuală. Sunt persoane care vin și o cer frumos, dar trebuie să fie deja pregătit la asta. Sunt persoane care o cer mai agresiv, sunt persoane care, nu știu, pur și simplu poate chiar să trântească ceva, da? Noi suntem pregătiți de asta, însă chiar sunt piese care nu se leagă absolut din nimic. Eu pot să-i explic persoane că piesa asta poate să fie ok la masă, da, stai la masă, dar acum se dansează, lumea e fermentată în dans. Piesa aceasta nu se, să spunem așa, se lipește absolut deloc. Și chiar sunt persoane care înțeleg, ok, am înțeles. Alții îmi spun chiar le place insistența mea, da, le place insistența mea ca să nu stric ceva. Și mă înțeleg, și, adică e piesa este inclusă mai târziu, nu chiar atunci când publicul sare în sus. Sau, da. Cele mai multe evenimente, iată, spre exemplu, câte nopți ai avut unele dormite una după cealaltă? 5, 6, ce, da, 6. 6 evenimente una după alta.
sincer, e foarte greu, însă eu nu știu dacă o să mai repetă. Eu pentru mine am înțeles că este o greșeală, da? Deci maxim un DJ, adică 3 nopți le-ar ține ok, a 4 deja e super obosit. Deci pentru mine a fost ușor, pentru că a 4-lea eveniment a fost ceva de zi și chiar am reușit să mă odihnesc, însă dacă le aveam toate consecutiv cum sunt evenimentele până dimineața, sincer nu rezistam. Și atunci eu am înțeles și chiar a fost o greșeală. Sincer, a fost o greșeală mai. De obicei, toți DJ-ii au câte un nume, câte un pseudonim foarte deosebit. De unde se ia el? Și eu aveam niște prieteni, de fapt am niște prieteni DJ-i care m-au botezat, să spunem așa, August. Eu sunt născut în luna August. Și eram odată la un eveniment after party, da? Muzica e puțin altfel, adică nici party, nici... Și era grea, să spunem așa, da? Și s-a apropiat administratorul localului de mine și a spus, uite, muzica e foarte bună, dar numele tău pentru așa muzică chiar nu se, adică nu se combină, ți trebuie ceva mai vulgar, mai... Eu am spus că, uite, mie îmi place stilul ăsta de muzică, însă sunt mai mult pe altă activitate, sunt DJ mobil, lucrez cu totul pe alt segment și trebuie să mi-l las așa. Și ce sfat le-ai dat celor care se gândesc să înceapă meserie, să înceapă un hobby în acest domeniu? Să fie tare de caracter, pentru că chiar niciodată niciun eveniment nu este egal cu altul. Adică tot timpul nici muzica, nici oamenii, nici localul, nici atmosfera, tot timpul este diferită. Da? Niciodată nu poți spune că a fost identic un eveniment cu altul. Chiar dacă să ai 4 gen cu metri, 4, da, una după alta, tot timpul sunt diferite. Oamenii sunt diferiți. Să fii tare, adică dacă poți să stai noaptea, sau cel puțin dacă poți să stai minim 10 ore în metru ăsta pătrat, deci așa pe picioare, dacă reziști, atunci poftim. Cel mai important, cum am spus, dacă înțelegi muzica și o iubești, atunci se merită. Îți mulțumesc mult pentru timpul acordat. Succese mari în continuare, cât mai mulți clienți fideli, cu minți și muncă ușoară în această seară. Dragi prieteni, sperăm că v-am intrigat, v-a fost interesant alături de noi. Cu noi profesii interesante, vă dăm întâlnire la o altă ediție a rubricii Om și Profesia.